Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem din nou pe Tip Simulator 2 Prolog. Ei bine, astăzi o să intrăm peste cel din 103, mai bine zis, o să așteptăm să plece la lucru. Pentru că el cred că acum e plecat la lucru, n-am idee, trebuie să aștept mai bine ora 7 dimineața când pleacă. Ne parcăm frumos mașina aici, ne punem să dormim până la 7 dimineața și vă explic ce avem de făcut. Trebuie să dormim până la, știi ce, hai să fie un 6 dimineața. Ne uităm la un timelapse până vă zic. Ideea este că trebuie să intrăm în 103, trebuie să sparg un pitic de grădină și trebuie să scap de mafie care pe urmele mele, știți deja din episodul anterior. Dacă nu știți, ideea este că aici este Tip Simulator 2-ul și povestea este în felul următor. Ești căutat de mafie, trebuie să scapi și trebuie să-ți faci niște bănuți după ce ai fugit de la baza ta. Ok, ieșim de aici și ea. Nu uitați de like-ul la blană, l-aș aprecia enorm, un subscribe, un clonțopel, cel mai blană mărci pe nocivanu.ro, tricouri, anorace, ghiozdane și multe, multe altele. Acum îl vedem pe ăsta acasă, ia uite-l pe șobolan. Trebuie să distrugem un pitic de grădină și aici mă pot uita, opa, era să mă vadă. Deci îl spionăm la el acasă, îi știm programul acum. Ia vezi-l. Opa, șobolane! Cum ar fi să te uiți pe geam și să-l vezi pe unul așa la gardul tău? Salut! Ha! Ok, hai! Așteptăm încă 10 minute, vedeți acolo așa, în stânga jos, bine, sunt 10 secunde în realitate, dar imediat va pleca de acasă, v-am zis că i-am învățat programul, în 3, 2, 1, fiți atenți că îl salut pe stradă, eu stau aici și ea, ia vezi-l, se duce la muncă omul. O, ce zici, șefule, da mă, da, am eu grijă de casa ta, stai liniștit, cum să nu, da, 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 du-te liniștit, du-te liniștit la lucru, ok. I mean. Bun, acum am învățat să sparg încuietorile și pentru că sunt un geniu, o să facem în felul următor. El are cameră de filmat într-adevăr, dar nu ne este frică. Mergem aici și cel mai easy din lume, din prima. Salut! Nu bate până aici camera, e așa la limită. Închidem și ușa încet. Prima oară o deschidem să bubuie, după aia încet. Ăsta îl distrugem când plecăm, să nu cumva să se activeze poliția, că-i jale. Luăm și noi un 30 de dolari, așa de început. Mai avem și acolo un 15. Mă ridic în picioare că-s ca la mine acasă. Bam, bam, bam. Are o terasă frumușică băiatul ăsta de pe aici. L-am văzut, l-am salutat. Aș deschide și în partea asta pentru a putea fugi dacă e cazul. Ok. Perfect. Am deschis și acolo încuietoarea. Hai să vedem dacă avem ce fura de pe aici. N-avem ce fura. Ideea este că el se întoarce imediat acasă. Asta ar fi o problemă. Hai să intrăm repede, că dacă nu-i jale. Dar va trebui să mă mișc puțin. Și trebuie să găsim neapărat codul ăla. Încă un pic se întoarce la jumătatea timpului. De ce am pierdut eu timpul să mă prostez pe aici? Nu pot să știu. Hai să ne grăbim. Ok, nu știu ce-i pe acolo. Ne trebuie un cod de parcelă. Unde o fi? Aici? Unde-i mă codul ăla? Niște bani acolo. Dă bă banii! Bun. Ok, deja mă grăbesc. Mi-e frică. Avem un safe acolo, dar nu pot să-l sparg. Avem cheia de la ușă. Let's go. Se întoarce imediat acasă, prieteni. O să fie un pic jale. Mă, dar unde-i codul ăla de parcelă? Nu știu unde ar trebui să-l caut mai exact. Ia vezi că am oprit curentul ăsta. Nu mai am treabă cu camera acum. Ok. Unde o fi codul? Unde ar ține un cod? Mă pot ascunde în cadă, bine de știut. Uite-l mă, I sent you some notes about their storage units. Deci 16161. Asta trebuie să ținem noi minte. Bun. Mai avem ceva de furat? Că se întoarce ăsta acasă. Din frigider. Ce iau bălul ăsta din ladă? Nu cred că mai am ce să iau. Sau? Bani acolo. Easy money. Mai o sticlă cu vin, mai ceva pe aici? Da. Easy. Nu sunt chiar full. Vine ăsta acasă, nu? Stai că imediat vine. Globul. Da, îl încoace. Vaza.
asta. Da, sunt cam full și ăsta vine acasă. Ești, bă, pe geam. Ia vezi-l. Acum se întoarce. Îi distrugem și piticul de grădină. Boom! A, vezi că nu vine poliția. Păi e destul de easy. Bam. Nu știu cum ies de aici acum. Hai să ies tot pe aici. E deschisă. Camerele și așa nu spornite. Prea easy. Și acum suntem acasă la noi. Trebuie să spargem aici un geam. Și mai trebuie... A, ăsta. Nu-i nimic, îl spargem. Ia vezi-l. Boom. Misiune îndeplinită. Trebuia să spargem geamul și aici la 102. Asta e o casă abandonată. Hai să și ieșim pe aici. Bam, bam. Și am plecat. Cel mai ușor job din lume. Să ținem minte codul 16161, deși nu cred că dispare de acolo. Dar ne-am îndeplinit cea mai grea misiune de până acum. Nu-i extrem de grea, dar pentru început este bine să intrăm și noi în ritm aici și mergem la ascunzătoare unde s-ar putea să ne caute mafioții. Avem și camere de supraveghere, dar o să fie interesant. Bun, ok, hai să oprim muzica, nu pot să gândesc cu muzica asta cântând. Bun, mergem la PC, cu siguranță avem treabă la PC. Hai să vedem. Și nu știu ce fac. Ok, trebuie să merg. Mă, unde e ăsta? E așa, bam, bam, bam. Mă, eu trebuie să merg în oraș la 16 și să mă duc în zona depozitelor. Și pot să intru într-un depozit. Dar până una alta, hai să vedem ce mai vindem la bucătărie. Am vândut, ok. Bam, bam, bam. După care, aici și a putem da accept. Trebuie să pun un pachet suspicios la 110. Nu știu dacă sunt gata de așa ceva încă. Fii atent, aș putea cumpăra informații despre 103. Hai să facem o investiție momentan, deși nu știu. Proiectorul ăla l-am găsit. Da, cred că am făcut de toate. Așa știu programul. Hopa. Da, e o cameră. Da, ok, am plătit degeaba acolo. Efectiv știam fiecare dintre cele cumpărate și am plătit degeaba. Bun, se pare că mă descurc mai bine decât credeam. Hai să vedem ce vindem noi pe aici. Păi aici asta nu se cere. Am să-i vindem noi tot. 15, 15, 10, 25, 100. Proiectorul clar îl vindem. Ăsta s-ar vinde pe piața neagră. Mă, nici nu știu. Hai, astea care s-ar vinde pe piața neagră le mai ține momentan. Că nu cred că ocupă atât de mult loc. Și poate primi mai mult acolo, adică sigur primi mai mult acolo. Dar pentru asta mergem înapoi la ascunzătoare și le punem acolo așa în depozit, în storage. Însă, întrebarea mea este, eu când vând, văd și chestiile din storage? Că am pus aici câteva. A, nu, vezi, astea nu le văd. Deci ar trebui să le scot de aici. Ok, să mă duc din nou la pawn shop. Și le dau momentan sell. Deși... vezi că le țin minte, cred, cât de cât. Am vândut easy tot ce era de vândut. Deja am 1370 de dolari. Din al doilea episod, încet, încet, măcar putem supraviețui. Am ceva bănuți. A, și aici trebuie să mă duc, bă. Doamne, iartă-mă, zici că easy box. Bine, exact asta este până la urma urmei. Parcăm frumos mașinița, ne dăm jos. Și hai să vedem. Avem aici și a easy box și punem... 16161. Bă, cât de tare. Și avem aici și a un black package, un pachet negru, ok. Și mă sună ăsta, ia. Send the package to me via Black Bay. There are things in it that will make the mafia happy, so I'll slap your name over it. I know you don't want to work with them, but you already did back in the day, and that's the only way you're getting alive out of this. You have to gain some trust back. So, get that package moving ASAP. Bun, deci trebuie să trimit cât de repede pot eu acest pachet prin Black Bay și ci că mafia va fi foarte mulțumită de ceea ce se află în pachet. Am primit 30 XP, bun și ăla, de ce nu? Hai să trimitem de urgență că poate în felul ăsta scăpăm de mafia de pe urmele noastre. Dacă îi ajutăm, dacă le demonstrăm că suntem valoroși. Bun, și acum trebuie să găsesc ăsta. Bam. Ok, și acum învățăm să furăm din buzunarele oamenilor.
Deci nu cred că e îndeajuns. Da, și că dacă nu o să fac ce vor ei, o să mă tortureze. Mă, deci aparent... Ok, ideea este că momentan noi... Ia uite, bă, un cuțu. Oare câinele proprietarului, gen câinele developerului? Tare tablourile astea. Da, ideea este că mafia momentan este ținută sub control, că i-am ajutat, dar o să vină totuși după mine în continuare. Nu știu ce e chestia asta. Manechinul ăsta să mă antrenez. Învățăm să furăm din buzunare și ne antrenăm pe manechinul ăsta. Ia, lasă-mă cu muzica. Hop. Ok. Ah, și eu trebuie să apăs când e pe verde. Și eu, mă? Eu trebuie să mă duc... Să țin mâna pe asta verde. Ok. Gata, m-am înțeles. Easy. Opa. Cum, bă? Bă, e mai greu decât credeam. What? Bine, mă, după 10.000 de ani. Ok. What? Te să intru la 110 și să fur din buzunarele unui om în propria lui casă? Ce, bă? Doamne, iartă-mă, sunt șocat. Ok, mai putem lua și câteva bebe misiuni de pe ICCM. Ia să vedem. Acceptăm la 110 să plantăm un package suspicios. Aici mai dăm niște upgrade-uri, niște... Uite, bă, pot să schimb culoarea, what? Da. Nu știu de ce fac asta, dar... 5 din 5, crowbar. Mi-am dat upgrade la ea, nu știu ce face în plus. Dar, în fine. Rob tips nu mă interesează. Pe aici nu mai am absolut nimic de vândut. Ok, oare ceva pe aici mă ajută? Microcamera. Da, încă nu, încă nu. Ia vezi, golan la volan. Deci trebuie să mergem la 110. Voi nu vedeți, dar cred că o să stau puțin așa în partea aia. 110-le este undeva pe aici și aia, dar nu știu pe unde. Ia să dăm și noi un first person, avem 100 în față. Ok, și 110-le este undeva aici. Pentru 110 va trebui să parcăm de urgență aici. Bom. Lasă mașina așa că nu-i pasă nimănui. Și hai să aflăm informații legate de cei de la 110. Pentru că trebuie să facem prea multe chestii pe la el pe acasă. E acasă oare, mă? Nu-i nimeni acasă. What? Că asta e destul de suspect. Cineva a plecat de acasă, dar nu știu cine. Ok. Cum intru? Nu vă țebă camere. Aici n-are ușă spre curte, ok. Aș cam intra în curtea lui, sincer, prima oară. E mai înțelept, zic eu. Nocivanul hoțomanul la treabă. Închidem frumos și ușa, să n-avem probleme. Și ne uităm după proprietari. Bun, deci trebuie să pun un pachet dubios în casă. Asta unul la mână. Mai ciordim niște bănuți. Lockpicking, lockpicking. Pe aici putem intra. Prin baie. Ok, mama are jacuzzi. Bă, stai milionar. Ok, avem ce fura de pe aici, fiți atenți. Pe iuța eu fur. Ha. Vezi că e periuță electrică. Let's go. Am și eu periuță electrică și o perioadă am folosit-o, după aia n-am mai folosit-o. Tare. Nu știu unde trebuie să pun pachetul dubios. Și nu știu unde e proprietarul. Ce e, bă?
Cum a văzut, mă? Am văzut cineva de pe stradă? What? Cum a văzut ăla de pe stradă? Ok. Mamă, i-am plantat niște dovezi false, bă. Niște ălea. Ok. Dă-mi mie tableta asta, te rog, mersi. Asta nu cred că e acasă, sincer. Hai că nu e acasă dacă e. Păi și cum fur eu din... Tocmai am luat un skill point. What? Mă învață cum să fiu un hoț bun. Bă, 24252. Ei, mai am un cod la Easybox. Ok, dăm și mie asta în coace. Bă, dar eu nu înțeleg. Explicați-mi, vă rog, cum pot să îl jefuiesc eu. Trebuie să aștept să doarmă, nu? Wow. Am ajuns în garajul lui. Ce ascunde bă ăsta pe aici? Mamă, cât de sasă e tot ce se întâmplă. De ce are un badge de genul ăsta? Ok. De ce sunt peste tot bani? Bun. Ăsta ce mă? Îmi trebuie cheia de la 110 sau ceva. Steshki. Ok. Un mare nimic. Ăsta poate are armă. Sensul de nu-mi dă mare glonț. Trebuie să aștept să se pună să doarmă, nu? Toane, eu furt cu el în casă. Voi vă dați seama ce am ajuns? Ia. Un walkie-talkie. Deci, nici nu știu ce am luat. Ai o tabletă? Dar nu pot să o iau. Ok. Bun, mai am loc și pentru asta? Dă-l încoace. Mă, trebuie să se ducă să doarmă, nu? Îl tot aud pe aici, dar nu știu unde-i. Bun, hai că am aflat chestii despre el. Și-l văd în casă acum. Dar nu știu unde vă rutina aici. Da. Bun, la ora 22 se pune să doarmă. Let's go. Și la ora 21 stă pe scaunul din bucătărie. Deci mai avem încă... Oho, mai stă o grămadă pe scaun acolo. Deci aș putea să mai caut pe aici. Uite o tabletă. Cum mă n-am loc? Stai să mai arunc chestii inutile, că tableta aia sigur e scumpă. Bun, deci el încă stă acolo, am înțeles. Oare trece timpul în timp ce eu stau tab? No, ce tare. Ok, bun. Chitara, hai să o ținem, zic eu. S-ar putea ca și aia să fie valoroasă. Am un scanner aici. 2 kg, un radio. Dar nu știu, bă. Aici e tabletă de desenat. Tabletă grafică. Dar o să arunc ăsta. N-are cum să fie chitara aia prea valoroasă. Sincer. Imposibil. Așa că vom lua tableta momentan. Bun. Tableta aia trebuie să fie mai valoroasă. Mai găsim și niște bani pe aici, easy. Ok.
un mare nimic. Eu deschis sertarul din spatele lui, mă, doamne. Acum el se va duce la somn. Mamă, cum s-a ridicat instant. Bun. Noapte bună! O, a dormit deja. Bă, de ce nu pot, mă, să iau tableta aia? M-aș duce un pic să văd ce are și prin bucătărie. Și prin living. Ia. I-aș lua... Mama, am eu nevoie de TV-ul ăsta, că n-am acasă. Oare să încerc să-i fur, mă? Bă, timp aș avea. Sincer. Aș avea timp să-i fur și TV-ul. Ok. Oare se trezește? Ia, bă, că mă blochează ușile. E frică să nu-l trezesc. Ok. Mă, hai să încercăm să-l luăm. Îl ducem la geamul de la baie. Timp ar trebui să avem, teoretic. Acum rămâne să vedem. Îl aruncăm pe aici. Ia vezi-l. Nu știu cum îl arunc. Cum arunc, bă? Ok, așa o să-l arunc. Nu știu pe ce trebuie să apăs, dar e bine și așa. Da, cred că mai caut altceva. Hai mă că am timp. Eu zic că mă încadrez în timp. Aș mai putea din dormitor, dar nu, că de acolo am cam luat tot ce trebuie. Mai luăm de pe aici o vază. Care s-ar vinde pe Black Bay, dar nu știu ce să zic. Bun, altceva nu pare să mai fie pe aici. Mai dăm și globul ăsta, că de ce nu. Dăm și asta. Eh, mai o tigaie, mai... Doamne ajută. Ăsta nu mai avem loc. Ok, bun. Hai să încercăm să îl jefuim. Mă, dar trebuie să fiu pe stradă, mă. Ba nu. Mamă. Hai. Ok. Îi verificăm buzunarele. I-am luat cheia, bă. Wow. Șocant. Ok, deci am reușit să furăm tot din casa lui. Efectiv l-am lăsat chel. Ai de capul lui. Hai să fugim. Bum. Nu știu cum ies eu cu TV-ul ăsta, sincer. Pe unde am intrat, mă? Pe aici am intrat. Trecem pe lângă geamul lui așa tiptil, încet. Somn ușor, puișor. Este 12 jumătate noaptea și eu plec cu prada mea. Nocivanu, hoțomanu. Reușit. Ok, mai pot să iau ceva pe acolo? Nu prea. Ăsta se uită încolo. Știu cum arunc ăsta, mă jur. Pe ce arunc, frate? Ia. Drop item pe E. Ah, ok. Trebuie să arate cu verde. Gata, mă. Mamă, vine unul acum. Și mă vede. Ba, nu vine. Ce, m-am speriat. Se vedea pe stradă. Vedeți triunghiurile alea? Venea unul către mine. Bun. Acum faza este că am mai învățat eu un cod, dar nu-l mai știu acum. Ce tare. Mă duc de urgență să las asta la mașină. Oare nu? Pot să mă duc mai... Bă, da, greu, ui, frate. Ok. O să-l las undeva pe aici și îl duc eu... Lasă să nu mă vadă ăștia. Dar nu mai știu ce cod aveam. Omă, dormi acolo liniștit. Se va trezi. Doi, patru, doi, cinci, doi. Acum se trezește. 2-4-2-5-2. Mamă, cât de riscant a fost asta. 2-4-2-5-2. 2-4-2-5-2. M-au auzit ăla, da, s-o trezit aia. 2-4-2-5-2. Întâi, mă, easy box-ul. Ia, caută de disperat. Și ai, bă. Ok, nu știu unde e easy box-ul.
S-a uitat pe geam, nu m-a văzut. Da, chestia asta cred că o să-mi scaldă puțin la skill, dar e. Ia uite mă, mă ce face ăsta? Stă și doarme pe bancă. La 2 dimineața. Ok, deci 2, 4, 2, 5, 2. Bun, va trebui să trag eu mașina mai aproape că stă ăsta și mă urmărește. Să ciordim TV-ul. Ciorebul ăla. Ok, TV-ul e lăsat pe undeva pe aici. Așa. Mă, acum vine unul, mă. Bă, exact acum trece unul cu mașina. Salut, frate. Mă, nu pot să bag ăsta în mașină. What? Cum car eu, bă, ăsta? Dar nu spune că n-am loc să bag niciun TV în mașină. Ba da, frumos. Bun. Și 24252. Ăsta e codul. Ok. Dar nu mai știu eu unde e nebunia aia. 24252. Bă, dar nici nu-ți o arată aici. Ok. 24252. 2425. Bă. 24252. Easy box. Ia vezi. N-am loc pentru ele. Glumești. Sper că pot să pun în mașină. Nu pot, nu? Tare. Ba da. Pot să pun câteva chestii. Uite, două tablete, o vază. Este, cred eu, suficient. Și ne luăm frumos de aici un hard disk și un telefon. Șmecher. Ha! Bă, cât de tare e și chestia asta. O adiție destul de interesantă. Hai să mergem... Cred că mergem prima dată. Acum e fain că la Amanet îți zice ce poți vinde pe Black Bay. Și nu le mai vinzi neapărat la Amanet, le ții pentru Black Bay. Deci noi mergem la Pawn Shop, la Amanet. 282 scor! Mamă, TIV rating A, let's go! Ok, venim la ăsta și știm, ăsta se poate vinde pe Black Bay, ăsta nu. Periuța electrică, deci o vindem la el, globul vindem la el. Ar fi tare să adauge să poți să vinzi tot ce nu se poate vinde pe tot ce se poate vinde pe Black Bay, să nu vinzi aici și cu un buton să vinzi celelalte. Bun, dăm ăla, dăm asta, lampa, dă-o încolo de lampă, dă-l și pe ăla, walkie-talkie, 150 walkie-talkie, let's go. Ăsta așa, ăsta 75 și astea la alte cred că le vindem oricum, cum le zice măi, le vindem oricum pe Black Bay. Hai să mergem la ascunzătoare și vreau să facem în felul următor. În primul rând să-mi pun TV-ul pentru că eu n-am TV acasă și dacă am furat de la ăsta acum am și eu TV în sfârșit. Dă-l încoace. Mamă, dar greu te miști. Nici nu mai merge schema să arunci obiectele. Să te miști mai repede. O reparat ei, vă. Ok, bom, l-am pus jos. Acolo avem noi alte chestii. Uite aici, fii atent, ia. Notă cardboard. Ce, bă, credeam că-mi pun și eu TV-ul. Dar deci asta trebuie să-l vindem, aparent. E, îl lăsăm și noi aici, momentan. Bun, mergem noi să-l vindem altă dată. Vreau să văd ce treburi mai am pe aici de rezolvat. Și la Black Bay dacă pot să dau ceva. Electronics. Bun, trebuie să le iau din mașină pe ălea. Rob, tips nu mai vreau. Pe aici mai am ceva de făcut? Da, uite, fii atent. Trebuie să fac fotografii. La casa 100 și la casa 110. Rămâne să vedem cum facem și asta. Ia hai să vedem, mă, câți bani ne dă pe acest televizor. Sunt curios. Ba, am chinuit să-l car după mine 5.000 de ani. Ia hai să vedem, cât îmi dai, mă? 220! Bine! Dă-l acolo. 2.387 de dolari avem. Și... hai mă că știu ăsta. Lasă-mă că știu să fur de la oameni de pe stradă. Am putea încerca. Și fiți atenți. Ce mă mai interesează este la skills. Să vedem pe ce putem pune încă două puncte. Putem pe lockpicking să avem level 2. Și ăsta l-avem. Ăstea să fug eu mai repede momentan. Bă, știi ce? Cred că skillurile de bază trebuie prima oară. Uite, de exemplu, storage. Ăsta cât costă, mă? 1 SP. A, trebuie level 6 minim. Deci încă nu pot să pun acolo. Dar măcar putem pune aici. Ia să vedem să fugim mai repede.
sau să ne audă mai greu. Să fugim mai repede, vreau eu. Learn. Nu pot. E bă, learn. Deci îmi trebuie level 5 și un SP point. Am skill point, am level 5, dar nu merge să dau learn. Tare. Dacă vedeți acolo așa, stânga, jos de tot, scrie level 5. Sau mai îmi trebuie 1 XP să fac level 5, nu știu. Fii atent, hai să încercăm. Mergem în Madison Street și încercăm să jefuim o persoană pe stradă. Și sigur, chestia asta ne oferă un XP. N-are cum să ne ofere. Am făcut și eu un mic accident cu mașina. Am lăsat-o acolo. Doamne, iartă-mă. Și încerc să mă duc să jefuiesc o persoană pe stradă. Să vedem dacă îmi reușește. Uite băiatul ăsta, pam, 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 am și eu grijă de copacul ăsta. Bă, dar eu sunt îmbrăcat exact ca un hoț. Cu mănuși, cu toate alea. Ce vezi? Salut, frate. Avem o problemă! Vine poliția! Oare îmi dă 1 XP măcar pentru treaba asta? Dar nu cred că o să iau 1 XP, cred că n-am reușit. Hai să mergem la hideout. Doamne, iartă-mă. Bă, a fost aproape. M-am descurcat binișor. E mai greu decât credeam. Da, n-am obținut 1 XP. Mai mergem o dată, mai mergem o tură. Așa învățăm și noi. O nouă zi, nimic nu s-a întâmplat. Toată lumea e fericită în cartierul nostru. Nimeni nu este jefuit pe aici. Da. Hai să mergem la același băiat. De ce nu? Exact același băiat. Ne oprim cu mașina în mijlocul câmpului. Nu o să-și dea seama niciodată. No. Salut, frate. Vin și eu cu tine. Wow. Ok, mai bine, lasă în pace. Hai că lasă în pace. Nu mai are telefon. Easy. Îl sun acum maică sa. Răspund eu. Alo? Da, tocmai am furat telefonul fiului dumneavoastră. Am și eu nevoie de un XP point ca să pot să-mi pun aici skill-urile. Mulțumesc, mulțumesc. Hideout. De urgență. Și acum neapărat trebuie să-mi dea 1 XP. Hai bă, dacă nu-mi dă 1 XP pentru asta. 30 XP. Let's go. Bun. Hai să vedem. La skills. Acum am 2 skill point. Și pot să învăț asta? Da, ok, mi-am luat backpack-ul. Păi și aici de ce nu mă lasă? Oare trebuie să deblochez toate astea și cred că după pot. Perception. Hai să așa. Și ne mai trebuie un punct la agility. Și cam ăsta e tot prologul, știi? Nu știu dacă mai apucăm noi. Cred că mai apucăm un episod totuși. Dacă vă place super mult, dați acolo și butonul blană de like și revenim cu episodul numărul 3. Să vedem ce se mai poate întâmpla. Da, toate cele bune. Like-ul blană. Aveți și merch-ul în descriere. Nocivanu.ro, primul link din descriere. Tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele. Toate cele bune și pa, și pa!